postulatele tale, doctor habilitat în tehnică, academician, Institutul de Energetică a fost deja în conferința scris Academiei de Știință. Rosu Tudor, doctor habilitat în tehnică, conferențiar și instructor, Institutul de Fizică și Energetică. Stratan Ion, doctor în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică al Moldovei. Buțu Aurel, doctor în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. În calitate de referent special, au fost nominalizat Sagen Tudor, doctor inginer. Eu îl prezint, stimatul nostru, oaspete din România și referent special, profesor universitar, Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, România. Și mult stimatul profesor Nicolae Bolovanu, profesor la Universitatea din Politehnică București, profesor emerit și este o persoană care deja de mulți ani avem colaborare atunci ca și Universitatea Tehnică, Universitatea și Institutul de Energie. Deci, prin asta am început, de fapt, procesul de susținere a tezei de doctorat. Dacă sunt întrebări referitor la componența Consiliului Științific Specializat, la membrii lui și la referințe oficiale. Plus. Păi da, plus, considerăm că această bază am trecut-o și ca președinte îl prezentăm și pe persoana care ne va informa și care pretinde să fie decernat titlul de doctor în științe tehnice, domnul Ilieu Vasile. Conducător științific al domnului doctorand Vasile Zeu este mostul mațul cărțional, academician Mircea Cheiorș Bologa, deja care are un semn mai mult de 50 de persoane care s-au susținut în prezent tezele de doctorat. Chiar cred că reușințele această informație, sperăm că Consiliul Științific va avea o analiză, ascultă o lucrare foarte interesantă și o lucrare de vor ținute superioare. Astfel, dacă sunt întrebări referitor cine este persoana care o susține teza, și poate cineva are întrebări și la mult stimat conducător științific al doctorandului. Nu se întrebe. Deci propunem să dăm cuvânt secretarului științific al Consiliului Științific Specializat, domnului doctor, cercetător, domnul Târșu, pentru a ne prezenta informația despre competitori și ce se referă la completitudinea documentelor prezentate la această ședință a Consiliului Științei. Bună ziua la toți! Deci noi știm cu toții că pentru a avea listă la susținerea unei teze, există o listă de cerințe înainte la CNAA, cum e de la CEC. Deci, competitorul a prezentat la timp toate materialele și eu sunt au citire cei ce include această listă. Deci, este autoreferatul și teza în sine. Deci, este extrasul de la Consiliul Științific al Institutului de Fizică Aplicată, cu aviz pozitiv. Este adeverința de susținere a examenului de admitere la doctorat. Este lista lucrărilor științifice care corespund de categoriilor înaintate de CNAA.
Există avizul deci unității primare, adică laboratorul procese termice și hidrodinamice de la Institutul de Fizică Aplicată. Există procesul verbal sau și avizul deci, de la seminarul științific de profil de la Institutul de Energetică, care tot este pozitiv. Și există extrasul deci, deci ordine de constituire a seminarului științific, a nostru specializat, în care ține astăzi. Există lista adreselor obligatorii pe care a fost expediat autoreferatul și cu confirmare de la oficiul poștal, ele au fost expediate la timp și sigur că sunt și avizile de la, cât de la referințe oficiale, cât și de la diferite organizații de profil, total avem 16 avize, ele toate sunt pozitive cu unele obiecții. Deci, toată lista de materiale este în conformitate cu cerințele, deci nu avem obiecții la acest capitol. O întrebare, dacă poate. Deci, avizile sunt numai din țara noastră, urmă sunt cele amului. Nu, sunt din exterior. Și din exterior, da? Mulțumesc. Deci, întrebări către domnul secretar științific, membrii Consiliului Științific, care e referență oficială, nu sunt, da? Din sală, tot. Atunci se propune, ca să dăm posibilitatea domnului competitor la gradul științific, să-și expună rezultatele pentru ca membrii Consiliului Științific Specializat să mai împrospăteze despre ce a studiat și ce rezultate a obținut domnul Eucă. Deci propune, conform regulamentului, ca raportul competitorului la grad științific să fie la nivel de 20 de minute, plus minus, da? Deci dacă o țineți, o duplați, noi vom fi nevoiți să vă oprim. Da? Bine. Alt propuneri sunt? Nu. Atunci vă rog să vă încadrați în timpul care este prescris în regulament și să demare mai departe procedura. Poftim. Vă mulțumesc. Încă o dată bună ziua la toți. Onorată asistență, îmi permit să prezint lucrarea în calitate de competitor. Tema lucrării este separarea unirilor tehnice și vegetale de impurități mecanice în câmp direct. Însă și lucrarea a fost efectuată în cadrul Institutului de Fizică Aplicată în laboratorul procese termice și hidrodinamice, la specialitatea 221-01 Sisteme și Tehnologii Energetice. Conducătorul lucrării este domnul academician, domnul Mircea Bologa. Pentru ce încă o dată mulțumesc pentru toată asistența pe care am avut-o prin toată perioada. De asemenea, colegilor și tuturor. Deci, lucrarea conține 4 capitole în corespundere cu exigențele Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Capitolul 1, stadiul actual al cercetărilor privind problema de separare a lichidelor heterogene. Capitolul 2, separarea fazei solide de cea lichide în suspensii electrice prin metode electrice. Capitolul 3, aspecte teoretice și experimentale ale procesului de separare prin metode electrice a fazei disperse solide în suspensii electrice. Și capitolul 4, procese de evaporare în flux. Și lucrarea finalizează cu concluzii generale și recomandări. Structura lucrării. Lucrarea conține, este alcătuită, cum am spus, din capitolele respective. Conține 154 de referințe bibliografice, 50 tabele, 42 de figuri și ca volum este scrisă pe 140 de file. Scopul tezei a constat în elaborarea modelului teoretic și a unui calcul ingineresc pentru filtrele electrice. Pentru separarea
lichidelor de elect și de impurități mecanice. În continuare am să accentuez mai departe, deci a fost atât particule cercetate, atât pentru particule de electrice, în calitate de particule au servit ceara și particule semiconductoare și conductoare respectiv. Pentru toate aceste medii au fost cercetat procesul de separare. Obiectivele studiului au fost, să spunem, un aport practic în ajutorul inginerilor și anume elaborarea unui model de calcul pentru dimensionarea filtrelor electrice. Ca noutate și originalitate din punct de vedere științific, am să accentuez că prin aplicația câmpului electric și anume a utilizării efectului de tip coronă, anume pentru lichidele de electrici, fiindcă efectul dat este foarte des utilizat ce ține de filtrele electrice pentru epurarea gazelor, îndeosebi inclusiv și la centralele electrice cu termoficare, sunt utilizate destul de des și noi am avut scopul de a cerceta anume și pentru lichidele de electrici, fiindcă după cum cunoaștem ulei de transformator, alte uleiuri tehnice, de asemenea, în procesul de exploatare, se impurifică cu anumite impurități, care, desigur, conduc la denumirea indicatorilor de calitate al acestor lichide. Problema științifică care a fost importată, soluționată, după cum spus, a fost elaborate un șir de filtre electrice, în rezultatul căror au fost stabilite, după studiu bibliografic, efectuarea părții de confecționare a lor, de proiectarea acestor filtre electrice, au fost stabilite trei filtre electrice, care ulterior aplicativitatea lor a fost confirmată prin brevete de invenție. Și, cum spuneam, a fost elaborat modelul fizic al acestor interacțiuni, explicate procesele care au loc. De asemenea, pe lângă partea experimentală a fost cercetată și partea teoretică, stabilite ecuațiile adimensionale caracteristice acestor procese de separare și a fost confruntată partea rezultatele obținute prin cale experimentale cu teoria care a fost înaintată. După cum spuneam, în opinia mea, un aport aplicativ al lucrării constă în modelul matematic de calcul al filtrelor electrice, cei ce ușurează, poate ușura calculul la etapa de proiectare și confecționare al filtrelor electrice. După cum spuneam, marea majoritate a cercetărilor au fost efectuate pe filtrele electrice care au fost prezentate și vă prezint unul din aceste modele, filtrul cu capcane metalice. Deci avem filtrele, sunt clasice, avem mediul de lucru cu chiuvietă, 1, raporturile de admisie și refulare, respectiv 2 și 3, 45 electrozi alternanți care formează între ei colectoarele de impurități, care, cum am mai spus, pot fi numite și capcane. Avem 7 canaluri pentru refularea lichidului și 8 emitorul cu un veliș electric perforat. Deci aplicând tensiunile la electrozii respectiv, avem purgeri columbiene care în rezultatul câmpurilor electrice și acțiunii asupra mediilor respectiv are loc deplasarea acestor impurități și scopul nostru este ca aceste impurități să fie sedimentate în colectoarele respective. Deci, cum spuneam, acest filtru electric a fost prezentat în
modul corespunzător. De asemenea, în procesul de cercetări, am stabilit anumite nuanțe în procesul de efectuare a experiențelor și am venit în comun cu echipa de cercetare, au fost îmbunătățite și propuse filtrul combinat. Aici vedem că pe lângă electrodul 1 mai avem încă un șir de electrozi și anume electrozii intermediari 6, care respectiv sunt separați între ei cu izolatori. În rest, ca procese electrohidrodinamice, spunem, sunt respectiv analogice cu anumite particularități ale curgerilor electroconvective. Și cum am menționat, au fost brevetate 3. Acesta este filtrul cilindric, care, să spunem, în general, dacă succint, combină elemente ale primului și al doilea model al filtrului electric. Deci aici vedem că, într-o oarecare măsură, el diferă și ca formă geometrică, însă, desigur că sunt aplicate aceleași principii și aceleași metode de sedimentare a particulelor. Toate aceste modele, cât și altele care nu au fost prezentate schemele, fiindcă în procesul de testare au fost modele și mai reușite și mai puțin reușite, însă toate au fost cercetate în baza standului experimental prezentat și anume, deci avem vasul 2 cu lichidul care urmea a fi supus cercetării. Avem racorduri pentru a facilita schimbarea filtrelor electrice. Avem robinete 4 și 5, care ușor ne permit să facem modificările respective. Avem sursa de înaltă tensiune, avem kilovoltmetru, avem 6 chiuveta pentru măsurarea optică și, deci, cum vă spuneam, toate aceste filtre electrice au fost testate anume în baza schemei standului dat. La etapa inițială, deci, a fost testate, cum vă spuneam, mai multe filtre. Aici pentru avem, spre atenția dumneavoastră, prezentat un grafic. De la 1 la 5 sunt curbele pentru 5 modele de filtre electrice și evident că aici nu sunt prezentate toate curbele. Ele au fost testate pentru anumite valori ale tensiunii aplicate, pentru anumite valori ale debitului respectiv. Mai mult ca atât, pentru anumite filtre electrice au fost variate configurația geometrică. Mai bine zis, spre exemplu, au fost testate diferite mărimi de amplasare a electrozilor sau anumite alte caracteristici geometrice care în procesul de cercetare au fost variate. De asemenea, în procesul de cercetare a fost aplicată o metodă cunoscută, adică metoda fie în ciclu sau în serie, când pot fi aplicate câteva filtre sau lichidul să fie supus epurării în câteva etape. Astfel, desigur că obținem anumite valori. Aici este schematic prezentată pentru amestecul de floarea soarelui și ceară, în care a fost cercetat pentru 3 cicluri. Cum spuneam, au fost obținute curbele experimentale și, desigur, că au fost studiată și partea teoretică al curbelor respective. Și, ca general, atât pentru regimul hidrostatic, cât și pentru regimul în flux, constatăm că dependența concentrației de timp este de tip exponențial. Și aici este prezentat anume pentru
uleiuri de floare a soarelui și ceară. Și în rezultat avem curbele pentru stabilite pe parte în rezultatul cercetărilor experimentale și stabilite în baza formulelor obținute. De aici putem constata că cu o precizie destul de bună, deci datele se confruntă, deci în opinia noastră sunt relevante. De asemenea, în procesul cercetărilor a fost elaborat modelul de calcul al filtrului electric. Aici este prezentată schema pentru cazul electrohidrostatic, fiindcă din curbele anterioare cât și altele, o să vedem că în procesul de cercetare, pentru anumite tensiuni, anumite debite, la anumite, după anumite intervale de timp, are loc, să spunem, cel puțin încetinirea procesului de epurare, iar în unele cazuri chiar stagnarea acestui proces. Și au fost cercetate anume cauzele acestui proces și, iată, aici avem modelul, cum am spus, modelul de calcul al filtrului electric. Avem două medii și, aici foarte important, iată aceasta delta xi este prosimea stratului de impurități, care ulterior puțin a spus mai detaliat, are un rol foarte important, fiindcă aceasta poate conduce la creșterea rezistenței și, respectiv, la diminuarea procesului de separare electrică. Deci, în lucrare au fost, am pornit, să spunem, de la mai simplu la mai compus. Inițial a fost cercetat procesul de epurare cu un singur parametru, ulterior, aprofundându-ne, a fost introdus și al doilea parametru, studiate funcțiile, dependențele, fiindcă, de lângă factorii fizici care influențează, spuneam că mai există și factorii geometrici și, desigur, că toate acestea influențează. Și aici au fost generalizate datele experimentale pentru lichidul dielectric și impuritățile de ceară. Deci, cum vă spuneam, dependențele respective au fost stabilite. De asemenea, spuneam că pentru, în opinia noastră, pentru a lărgi spectrul nostru de cercetare, au fost cercetate și uleiurile tehnice pentru a vedea epurarea, efectul de epurare în cazul în care lichidele conțin particule semiconductoare, în cazul dat pentru oxid de crom și, ulterior, conductoare. Dacă să analizăm și să facem o analiză generală a acestor curbe, putem constata că, în general, toate au o anumită caracteristică specifică. Deci avem în intervalul undeva până la 5 minute o scădere bruscă al concentrației remanente, a impurităților. În acest interval de timp are loc staționarea, mai bine zis, depunerea acestor particule în colectoarele respective destinate pentru a fi recepționate sub acțiunea câmpului colombian format și duse anume în aceste capcane. Avem a doilea interval de timp care putem să-l caracterizăm cu intervalul undeva de la 5 la 10 minute, unde are loc încetinirea acestui proces și vedem că caracteristica undeva cu 10-15 minute, fiindcă aici factorii care influențează sunt valoarea tensiunii aplicate și valoarea debitului. Evident că deci o concluzie generală cu creșterea tensiunii aplicate, eficacitatea procesului de epurare crește și odată cu creșterea debitelor, deci procesul are o altă latură, deci este mai puțin eficient. Deci aici avem
în cele spuse de mine, deci vedem că sunt pentru alte tensiuni, dar vă spun, concluzia este cel puțin pentru atât pentru uleiurile cu particule direct și cu particule semiconductoare și particule conductoare, odată cu creșterea tensiunii, eficacitatea procesului de epurare este în creștere. Cum spuneam, particulele respective au cel puțin dorința noastră ca ele să fie sedimentate în colectoarele respective. De ce au fost studiate forțele care acționează asupra acestor particule și examinate pentru cazul dinamic și hidrostatic, stabilite relațiile respective. După cum spuneam, caracteristic pentru ambele regimuri este că dependența concentrației de timp poartă un caracter exponențial. Mai departe, acești factori au fost stabiliți și detailizați. Pentru a stabili regimurile optime de separare a particulelor, au fost studiate pentru diferite regimuri și, cum vă spuneam, pentru diferite debite, tensiuni, aplicații și mai departe. Aici, în stânga, avem curbele experimentale, iată acestea, în stânga sunt stabilite pe cale experimentală, însă în dreapta avem deja rezultatul partea teoretică. Aici, Y este indicat, deoarece au fost utilizată metoda GRAF și respectiv au fost utilizate aceste inscripții. Însă este cert că avem este aceeași concentrație remanentă a impurităților. Ulterior, dacă va fi necesar, poți mai detaliat să analizăm fiecare curbă. Cum spuneam, au fost cercetate și pentru particule semiconductoare. Iată, vedem rezultatele care... De ce a fost ales, pentru că a fost întrebare la seminar, de ce a fost ales și nu s-au suprapus graficele, fiindcă puteau să fie suprapuse ambele, atât partea stângă și partea dreaptă, fie una și același grafic. De către noi a fost ales anume această metodă pentru a vedea că în cazul în care le-am fi suprapus, ele au destul de bună suprapunere și nu am fi sesizat anume aceste diferențe. În continuare, deci, de asemenea, pentru particule conductoare și, cum vă spuneam, rezultatul lucrării există și parte teoretică, au fost stabilite dependența concentrației funcție de mai mulți parametri. Și iată aici, în ecuația respectivă, deci vedem că există, iată, dependența de intensitatea câmpului electric, dependența de înălțimea filtrului electric, este funcție de viteză și așa mai departe. Deci s-a încercat identificarea acelor factori care influențează asupra eficienței de epurare și stabilirea dependențelor respective. Fiindcă, având un filtru electric cu anumite caracteristici geometrice, cu anumiți parametri care noi dorim să aplicăm în procesul de epurare și cunoscând mediul, fie particule direct sau conductoare sau alt tip, noi putem să stabilim care ar fi valoarea teoretică pentru valoarea remanentă a impurităților și ulterior în procesul de cercetare să vedem dacă corespunde sau nu și cei ce pentru modelele respective noi am efectuat. De asemenea, aici pentru ulei de transformator și particule semiconductoare au fost stabilite aceste dependențe. Aici mai există un factor important, iată acesta, teta, care este
funcție de raportul dintre tensiunea aplicată și debitul. Fiindcă, spuneam anterior, aceste două mărimi influențează foarte mult asupra procesului de epurare. Și ultima dependență este pentru mediile ideologene cu impurități mecanice conductoare. În rezultatul cercetărilor au fost stabilite curbele experimentale și scopul nostru a fost generalizarea acestor date ca toate curbele care au fost obținute prin calea experimentală să vedem dacă corespund modelului teoretic elaborat de către noi. Și în rezultat au fost efectuate aceste generalizări atât pentru particulele dispersii semiconductoare, cât și conductoare. Și, în opinia noastră, este o generalizare destul de bună, care se confruntă datele experimentale cu cele teoretice. În rezultatul lucrării au fost prezentate 10 concluzii generale și, deci, da, însăși lucrarea la fiecare capitol conține concluziile respective, iar la finalul lucrării au fost generalizate aceste concluzii. Deci, printre care, deci, a fost examinată influența tensiunii electrice asupra procesului de filtrare cu aplicarea efectului coronă. A fost obținută și cercetată metoda de epurare în trepte, care a fost prezentată o curbă pentru epurarea în trei trepte. A fost efectuată generalizarea dimensionare a datelor experimentale în baza modelului, cum am spus inițial, cu un singur parametru, ulterior precizat prin modelul cu doi parametri. A fost elaborat modelul teoretic respectiv al procesului de epurare a suspensiilor de electrice de impurități în formă de particule de electrice în baza ipotezei depunerii lor pe suprafețele capcanelor electrice sub formă de strat încărcat heterogen. Fiindcă, cum spuneam, rezultatele au fost confirmate de petrecere experimentale. De asemenea, prin metode statice au fost determinați parametrii caracteristici procesului de epurare, și anume parametrii lambda și mu al procesului de epurare. Când a fost prezentat modelul de cercetare, spuneam că un factor important este grosimea stratului. Și în rezultat a fost demonstrat că fenomenul ecranării câmpului electric de către statul heterogen de impurități și sau rezistență electrică a stratului pot duce la dispariția totală a efectului de epurare. Deci, adică cu creșterea acestui strat, pentru anumite particule există riscul creșterii rezistenței și astfel, cel puțin epurarea, are loc încetinirea acestui proces. Au fost obținute formulele de bază pentru concentrația remanentă, pentru particulele semiconductoare și conductoare. Au fost generalizate datele experimentale referitor la concentrația finală staționară în baza conceptului conform care importețile de electrici se încarcă electric. De asemenea, în baza teoriei elaborate cu privire la epurare electrică în modelul nestaționar al particulelor semiconductoare sau conductoare s-au obținut graficele și ecuațiile respective ale curbilor teoretice. Au fost generalizate sub formă grafică și analitică datele experimentale referitor la particule disperse semiconductoare și conductoare. Elaborat, cum spuneam, modelul matematic de calcul al separatoarelor electrice de tip coronă, ceea ce, în opinia noastră, poate ușura munca unui inginer. Rezultatele cercetărilor au fost sistematizate în 25 de lucrări. Cum am menționat, 3 brevete, 10 lucrări în reviste recenzate de categoria A, cu
și prezentate la diverse conferințe, simpozioane, inclusiv în Rusia, la 3 conferințe, în România, Franța, desigur, Republica Moldova. În lista lucrărilor este indicat conferințele la care au fost prezentate rezultate. Cred că aceasta am dorit să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc colegilor care au fost alături în procesul de cercetare. Nu aveam posibilitatea de a să se spre asta, să mai vorbim. Da, vă mulțumesc. Ultima membri a Consiliului Științei Specializat, mulțumesc oaspeți, avem posibilitatea să precizăm din ceea ce ne-a prezentat domnul Leu. Deci acum trecem la faza întrebări, precizări și, în primul rând, aș spune după prioritate, mă adresez către membrii Consiliului dacă doresc să precizeze ceva prin un discuție, dialog direct cu domnul conductor de Leu. Poftim. Da, cum influențează procesul de separare, deci fenomenul negativ pe care îl are convecția, deci faze lichide, mai tare procesul de separare. Apare, deci apare și electroconvecția. Anume pentru a stabili această dependență și au fost cercetate prin aplicarea diferitor valori ale tensiunii, fiindcă la aplicarea unor valori mai mari decât o anumită valoare, într-adevăr, convecțiile respective care apar duc la încetinirea într-un interval mai scurt al procesului de epurare. Și unul din scopurile noastre a fost pentru particulele respective de a stabili intervalul de tensiuni pentru care acest efect conduce, spunem, efectul său negativ asupra electrării este minim. Ar exista și alte metode de combatere a electroconvecției? Da. Ar exista. Deci, una din metodele care a fost aici, spuneam că prin variația geometrică a interstițiilor dintre electrozi pot fi variată volumul acestor colectoare și astfel, desigur că permite să avem spunem, să diminuăm influența negativă a acestor curgeri. Mulțumesc. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Poftim. Poate ar fi de spus că aproape un an în urmă a avut loc seminarul științific din profil, unde multe ori la rând, noi aici foarte minuțios am discutat foarte multe aspecte și trecând în detalii. Mulțumesc oaspeți. Poate dumneavoastră aveți ceva, o întrebare, doriți să precizați ceva, dacă sunt poftim. Domnul postulat, eu dorește. Da. Vitalii, nu am Иванович, будьте добры, раскройте, пожалуйста, механизм поведения частицы в коронном разряде. И каковы параметры напряжения, по напряжению, по напряженности электрического поля при этом должны быть в отношении ферромагнитных и неферромагнитных частиц. Можно? Valoarea intensității pentru procesele respective este de peste 10 la puterea 6 kV pe centimetru și în procesul de cercetare, deci
Dacă ați, eu nu am făcut remarce, deci concentrația particulelor în cazul lichidelor electrice și a particulelor de ceară este 0,35%. Și iar în cazul particulelor semiconductoare și conductoare avem, au fost cercetate mediile cu valori de 0,35%. Deci anume aceste lucruri și plus tensiunea în cazul cercetării pentru particulele semiconductoare și conductoare, tensiunile sunt, valoarea tensiunilor este mai mică, deoarece pentru a nu admite efectele de străpungere, fiindcă la anumite valori ale tensiunii, când are loc străpungere, deja procesul de epurare, particulele se desprind din aceste colectoare. Deci, ca să sumez, deci spuneam că anume au fost stabilite aceste valori pentru a nu admite efectul negativ al valorii câmpului electric asupra procesului. Ну, Виталий Михайлович, если, я думаю, что если еще будут у вас желания конкретизировать, потому что я понял вашу задачу. Спонят, наверное, учитель ничего не просто отвлекает. Значит, начиная по 5 кВт, спонят 23 кВт. Значит, в конформитате к стандарту, честно, пенсию не сон канал. Din punct de vedere a electroenergetice, aici avem vorba de electrofizică. Proces electrofizic, cred că așa, da? Da. Că cum se dă unde de frecvență înaltă și unde e radio unde. Și așa mai departe. Deci nu avem o divizare absolut clară, ce numim frecvență înaltă. Depinde ce domeniu. Sunt întrebări? Eu mai am. Da, poftim, domnul profesor. În autoreferat se întâlnește noțiunea de difuzie electrică. Deci nimic nu s-a spus despre această noțiune. E un termen nou. Da. Deci, în procesul de cercetare au fost introduse noțiunea de difuzie electrică și în autoreferat am menționat, regret, în prezentarea mea, am scăpat de vedere accentuarea anume de introducere a acestei noțiuni. Sunteți satisfăcut? Da? E bine, dar mai sunt întrebări. Dar vă rog, domnul secretar. Da. Am înțeles corect că în rezultatul lucrării este elaborarea modelului care permite dimensionarea efectului electric. Da, modelul matematic. Modelul matematic. Atunci întrebarea vine în contextul acesta. Mai există astfel de modele? Dacă există, atunci care e avantajul modelului propus? În ce se face mai din studiul bibliografic care noi am făcut și analizând cercetările respective, obișnuit se cercetează, au fost cercetate anumite modele și explicate rezultatele respective. Deci, modelul matematic care a fost propus, deci, scopul lui a fost ca chiar până a procede la cercetări, să vedem care rezultatele putem obține. Deci, prin formulele celea, dependența concentrației remaniente și având modelul respectiv cu anumite caracteristici geometrice pe care noi le cunoaștem, dorind sau planificând aplicarea unor anumite tensiuni, unor anumite debite, putem calcula care va fi valoarea remanentă a impurităților pentru mediul respectiv. Deci, iată, acesta este plusul. Și ceea ce este caracteristic, că este, are un caracter general. Dacă poate să dă și eu simplu două precizări. Ați spus
cuvântul capcană, unde toate impuritățile se sedimentează. Pe cât de des trebuie de curățit filtrul ăsta, reieșind din volumul capcanelor? Prima întrebare. A doua, ați făcut niște studii referitor cam care trebuie să fie distanța dintre pereții, construcții ce formează capcana în funcție de parametri, de viteza de scurgere, câmpul electric și așa mai departe. Simplu ca precizare, acolo ceva aveți? Da. În standul experimental spuneam că acolo sunt două robinete care permit atât schimbarea filtrului electric, cât și crearea unor curenți invers, prin care putem face regenerarea acestui filtru electric și, respectiv, lichidul prin circuit invers să-l sedimentăm în... Să curățăm filtrul. Deci, tehnologia este propusă cum de asigurat o durată mai lungă de viață a filtrului. Da. A doua, ce aici ține de mărimea capcanelor. Optimizare. De fapt, da. Asta e optimizare. Da. În procesul de cercetare au fost cercetate și modificate distanțele dintre electrozii alternanți, fiindcă așa numitele capcane sau colectoare doar sunt, spunem așa, artificiale, create prin câmpul respectiv și mărimea lor este dictată de anume de spațiul acesta. Și în procesul de cercetare au fost diferite modele cu diferite valori ale interstițiului dintre electrozi. Și cum spuneam anterior, modelul respectiv matematic ne permite, lăsând toți factorii la una și aceeași valoare, să modificăm anume mărimea interstițiului. Și astfel noi putem obține că vedem că efectul va fi diferit. Astfel poate fi stabilită valoarea optimă a acestor interstiții sau capcane. Mulțumim. Întrebări mai sunt? Deci cam noi am trecut cu stimatul Vasile Leu, s-a încadrat în 20 de minute plus și acum discuția, întrebări, am avut cam iarăși durata, timpul care ne-a expus. Consider că dacă nu mai sunt întrebări la prezentatori, putem trece la faza următoare, în care secretarul științific va expune sugestiile, obiecțiile din avizele atât a referențelor, atât a celor care au venit din înăuntru și interiorul și exteriorul țării. Deci mă scuzați ceva. Da, o problemă tehnică. Da. Păi ce puteți lua locul? Păi atunci eu să iau, da? Altfel, dacă nu stați în picioare, îmi stau și eu în picioare. Dați-i voie să așteze psichiatrul. Da, așteptă tabelul de divergență, cum spune, da? Bun, cum? Deci, cum procedăm? Fiecare aviz în parte sau... Nu, primul aș spune, dacă avizele sunt pozitive, noi menționăm acest fapt și ne oprim mai detaliat la obiecțiile din aviz. Pentru că aceasta este importantă. Deci eu am menționat chiar la început, toate avizele sunt pozitive și toți au recomandat acordarea meu titlului următorului respectiv. Gradul științific. Cum nu mai este grad de titlul, așa? Deci toate sunt pozitive, iar obiecții, eu o să dau citire obiecțiilor care fac așa, minori. Deci, ceea ce ține de obiectele recizenților urceară, pe tine o să le citească sigur și o să le spuie. Deci, proiectorul să se înveste să știe.
Semnată de la Ministerul Agriculturii, din partea Ministerului Agriculturii. Deci nu sunt deci obiecte aici, deci este pozitiv. Doilea aviz este, deci în total avem 16 avize, așa că faceți răbdare. Deci a doilea este de la Necadro. Deci, iarăși, nu sunt aici obiecții. E la mine scoasă și aparte, dar sunt mai importante. Da. Dumneavoastră, legii sunt avizele care spun obiecții. Celelalte le dați să vă parte și... Dacă să fie toate bune, domnule. Deci, eu vreau să zic că obiecțiile, în principiu, nu sunt de fundamentare teze. Deci, sunt obiecții, practic, majoritatea sunt de ordine ortografic, erori, deci de sintaxă și așa mai departe. Deci dacă vreți să le citesc pe toate, de ce pagina a fost scăpată, vietul, punct și așa mai departe, deci da. Deci asta de la normală, cred că nu. Dar dacă nu sunt de context, atunci trebuie posibil. Dacă orte am, atunci acceptăm numai să menționăm că sunt menționate astfel de erori. Da. Și cred că domnul Fumetor va fi de acord să facem așa. Suntem de acord? Da. Păi da, dar sunt ceva mai substanțial. Să dau, de exemplu, hai să zicem de la Ioan Marco, tot că știm din Zbătrețnicie, de la Delta, deci inscriți pe figura 4-4-5, vă simplu ca variat de F, deci și X, deci a explicat și domnul Leu pe parcurs că graficul, deci sistemul care a proiectat de niște axe, pe texte au alte notații și deci, decanul facultății de inginerie agrară, deci, autoreferatul este pozitiv, deci Gorobeț Vladimir, da? Deci, nu sunt obiecții. Institutul Național de Meteorologie. Deci, iarăși, nu sunt obiecții, deci, este pozitiv. Deci, Consiliul Mondial al Energiei. Avizul este chiar pozitiv, nu avem obiecții, semnat de domnul director general executiv, domnul profesor Ștefan. Deci avem avizul domnului Mircea Bernic, stadia tehnică. Deci, iarăși, nu sunt obiecții. Avem deja spus de la domnul Maximuc, inginerul montaj automatică. Deci, este pozitiv și este fără obiecții. Partea directorului Institutului de Electromecanică și Management Management Energetic, Boico Alexandru, ăsta este din Odessa. Da. Frate, este Zamiciani, deci
необходимость исследования, указать на необходимость исследования аспектов энергоэффективности процесса очистки и испытания электрофильтров в производственных условиях, что особенно важно для очистки трансформаторного масла. И часто уника в объекте, а если позитив. Доброго Калинчана. Доброго Михайлу Галегяну, директору Брейляну. В экскурсии директор операции с целью ретенсуни медии. И чину пары объекции. Este pozitive și ce Facultatea de Științe Economice, Departamentul Administrarea Afacerilor, domnul Cerniei, deci nu are obiecții, este pozitiv. Domnul Cerniei este aici? Nu are, da. Dacă dorești, deci Universitatea din Tiraspol, domnul Postolaș, da? Iarăși nu există obiecții, deci este pozitivă. Și atât. Deci vreau să-mi doresc și avizul semnal de științe ce au fost. Ei au fost obiectele care au fost, au fost deja rectificate. Deci acestea sunt toate avizele în afară de toate hotot. Vă rugăm, domnul Leo, să vă expuneți pe obiecții care au sunat, pe care le cunoașteți deja a luat trecut prin suflet. Da, cunoaștem și a fost prezentată lista modificărilor inclusiv la cadrul Consiliului Științific, domnului secretar, deci referent oficial, domnul profesor Sajan Tudor. Referență oficială fiind urma cu avizile. Deci, de către domnul doctor în științe fizico-matematice, domnul inginer Ion Marta, în autoreferat figurile 4B, 4-8B, se prezintă în variațiile F și X. Puteți numai, sunteți de acord, ați rectificat, nu ați rectificat, ori de fapt... Sunt de acord referitor la constatare, dar totodată atât în autoreferat cât și în teză, este specificat care a fost cauza, și anume legat de programul de calcul graf, și sunt indicate remarcile respective pentru a clarifica cititorul dat. Și anume, deci, explicațiile de rigoare sunt prezentate la pagina 22 a autoreferatului și la pagina 11 în teză. Domnul doctor în științe tehnice Boico de la Universitatea Națională Politehnică din Odessa, de planificat cercetarea filtrului electric în condiții industriale. Deci, și la discuțiile anterioare, și în compartimentul concluzii generale și recomandări, în perspectiva unor cercetări ulterioare, am inclus anume confecționarea unui model prototip al filtrului electric pentru a fi testat în condiții reale, industriale. Mai mult ca atât, și Operatorul Național de Transport Mold Electrica a sugerat că ar fi bine de testat în condiții cât mai aproape de cele reale. Acestea da, sunt, da. Da. Și atunci vă mulțumim pentru comentarii. Sigur, da. Și mulțumesc domnul conducător, că ziceam, politologă, conform prevederilor regulamentului, aveți posibilitatea să vă expuneți ca personalitate ce prezintă domnul Leo, pentru că ați contactat mulți ani pregătind lucrurile. Stimați colegi, onorarea obligațiunilor este o datorie.
onorarea publicațiunilor de succes este și o satisfacție. Examinăm teza domnului Vasile Leu și vă mulțumesc mult pentru convocarea și participarea la această ședință. Competitorul, dar poate luați loc, competitorul fost doctorant vine cu generalizarea rezultatelor pe o durată mai îndelungată. A fost condiționată de situațiile nefavorabile, cerințele timpului, dar impedimentele au fost depășite și astăzi vine cu cercetări și rezultate în domeniul electrostaticii și electrohidrodinamicii. Rezultate care se referă la separarea, filtrarea diferitor impurități în diferite medii lichide. Referenții specialiști binecunoscuți, consacrați, mulțumesc mult, au analizat minuțios, au evidențiat rezultatele, au tras atenție la unele scăpări din vedere, la luarea lor în considerare, rezultatele vor deveni mai convingătoare și mai percepute. Doctorantul a acumulat o experiență bogată, o experiență în ascendență, publicațiile reflectă rezultatele publicate, domeniul este promițător, lucrarea ține de toate cerințele prevăzute și cred că merită a fi aprobată pozitiv. Avem, stimați colegi, toate motivațiile de a aprecia pozitiv această lucrare și rămâne să-i doresc domnului Leu să devină un cercetător și mai devotat. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnul academician. Ne-ați caracterizat care ne evaluăm astăzi. Merită. Încă o dată vă mulțumim pentru că ați fost un drumător cu inima deschisă. Bine, deci următoarea procedură. Membrii Consiliului Științific sunt obligați și cred că aibă plăcere să asculte viziunile recenzenților acestei lucrări. Deci, în conformitate cum sunt notați în autoreferat, îmi permiteți să-i dau cuvânt domnul profesor Sacea. În calitate de profesor în departamentul de energetică și știința calculatoare la Universității din Bacău, Facultatea de Inginerie, numit prin decizia Consiliului de conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în educație și cercetare, numărul 7, din 11 mai 2018, în calitate de referență oficială. În comisia de doctorat referitor la susținerea publică a tezii cu tema separarea uleiurilor tehnice și vegetale de impurități mecanice în câmp electric, elaborat de domnul inginer Vasile Leu,
cum că toți științifici doctor habilitat în tehnică, Mircea Bologa, profesor universitar, academician. Deci, la prezentată la pentru susținere la specialitatea 221.01 Sisteme și tehnologii energetice, am analizat teza și fac următoarele constatări și aprecieri. Referitor la actualitatea și importanța temei, teza de doctorat prezentată abordează un domeniu de cercetare de interes major în contextul actual, privind epurarea sistemelor eterogene lichide prin metode de separare și filtrare, punând accentul pe separarea lichidelor dielectrice. Într-adevăr, aici avem două condiții care trebuie respectate pentru că această tehnologie să poate fi realizată. În primul rând, sistemul trebuie să fie, în general, dielectric. Și, în al doilea rând, deci trebuie să existe diferențe între proprietățile electrofizice ale particulelor separate și a lichidului dielectric. Cu toate că m-aș aventura să spun că s-ar putea realizat acest proces și în, pentru medii conductoare, însă, în acest caz, deci ar trebui de aplicat câmpuri electrice de înaltă frecvență. În prezent sunt cunoscute și studiate numeroase metode de separare și regenerare a acestor lichide. Metodele principale de separare ale impurităților mecanice din combustibilii lichizi, reziduale din uleiurile de transformator, lubrifianți, combustibil și din uleiurile vegetale, precum și apicăturilor de apă, sunt filtrele care se autoregenerează. Filtrele mecanice, tratarea acustică, decantarea, etc., care în anumite cazuri impun restricții asupra randamentului de reținere. În această lucrare sunt analizate suspensiile și emulsiile lichidelor dielectrice, care sunt epurate prin metode de separare electromecanică, amestecuri ce constituie sisteme eterogene în condiții de purificare cu particule conductive, semiconductoare, semiconductoare și dielectrice. Sau cu picături de apă, care, deci în aceste condiții, de asemenea, sunt particule conductoare. De diferite dimensiuni și cu diferite proprietăți electrofizice. Metoda care a fost prezentată este o metodă actuală și de perspectivă pentru epurarea acestor lichide și pentru aplicarea câmpurilor electrice, având avantajul că electrofiltrele sunt energoeconomice, în primul rând, compacte și atestă un timp scurt de procesare. Deci pot asigura și o productivitate mare. Metodele electrice de epurare a lichidelor dielectrice se încadrează într-o nouă direcție științifică numită electrohidrodinamica, care studiază problemele interacțiunii câmpului electric și hidrodinamic în diverse sisteme multifazice, lichide, emulsii, suspensii, etc. Numeroase centre universitare și de cercetare din întreaga lume, cum ar fi laboratoare de automatică nuclea Moscageza, de Besançon, Grenoble, Franța, KTH Mechanics, Suedia,
electronic instrumentation, laboratory depth, University of Technology, Necheru e Olanda, laboratorul procese termici și hidrodinamice a Institutului de Fizică Aplicate al Academiei de Științe din Moldova din care și provine, unde a fost elaborat această teză. Deci au lucrat în acest domeniu. Modelarea matematică, alături de simularea procesului, se regăsesc printre temele cele mai abordate de către specialiști în domeniu. În publicațiile existente, atât din literatura națională, cât și din cea de peste hotare consacrată, aceste probleme nu pot fi găsite recomandări teoretice și practice suficiente pentru electroecuarea, deci pentru realizarea acestei tehnologii. Importanța temei acestei lucrări este determinată de necesitatea cercetării aprofundate a interacțiunilor electrohidrodinamice în medii eterogene de tip suspensii, în faza, deci fază portantă de lichidă, de electrică și nuanțării aspectelor aplicative care rezultă din studiu în cadrul modelului fizic de interacțiuni electrohidrodinamici condiționate de descărcarea electrică de tip suspensii. Grație faptului, procesele se desfășoară în câmp electric, puternic neomogen, pentru care și sunt caracteristice descărcările electrice menționate. Scopul și obiectivele lucrării constau în formularea problemei și identificarea obiectivelor principale de cercetare, elaborarea și cercetarea unor mostre experimentale de filtre electrice, selectarea celui mai eficient și mai optimal, generalizarea datelor experimentale, elaborarea modelului matematic de calcul ingineresc al filtrelor electrice, prezentarea concluziilor și recomandărilor generale. La capitolul considerații analitice asupra tezii, voi remarca doar, deci voi trece cu vederea pentru economie de timp, a conținutului tezei, pentru că a fost bine prezentat de competitor. Teza de doctorat este structurată pe introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, 126 pagini text de bază, bibliografie din 154 titluri, 2 anexe, 42 figuri, 15 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 25 lucrări. Nivelul științific și contribuțiile originale. Apreciez teza de doctorat realizată de domnul inginer Vasile Gheu, are un nivel științific deosebit ridicat, concretizat prin realizarea unui studiu teoretic și experimental al procesului de electroseparare a uleiurilor tehnice și vegetale din impurități mecanice. Într-un interval larg de valori ale conductivității electrice, dezvoltarea modelelor matematice pentru determinarea caracteristicilor cinetice ale proceselor de separare. Notatea și originalitatea științifică se referă. Metoda aplicării câmpului electric, utilizarea electrodului emiter filiform de diametru relativ mare cu izolație din emaliu perforată, ceea ce formează un nou mecanism fizic pur cronic în baza descărcării electrice corona cauzată de perforații. Colectorul și electrozii de captare, deci au menirea de a acumula faza dispersă, sunt confecționate sub formă de labirinți din pleci metalici cu potențiale flotante.
Teoria de separare, care ține cont de fenomenul de acramare a câmpului electric exterior, cauzat de stratul de particule dispersă, cu grosime, deci în creștere, prezintă o problemă matematică, o problemă din domeniul transferului de masă, de tip stepa, deci o problemă nestaționară, care este spus de complicat. Totodată s-a ținut cont și de rezistența electrică a stratului menționat. În cazul particulelor semiconductoare, în cazul în teza fost cercetat particulele de Cronin-3, sau conductare carbon, s-au introdus noțiuni noi, deci noțiuni noi, cum ar fi fenomenul de fuzie electrică și de coeficient de fuzie electrică. Deci, în clasic, deci cunoscut conceptul de fuzie, deci câmpul electric conduce la amariția și coeficientului de fuzie electrică. Sub aspect teoretic a fost determinat concentrația particulilor la ieșirea de separator electric, în funcție de timp, demonstrându-se că deci are un caracter de relaxare. Au fost generalizate datele experimentale sub formă de ecuația dimensională de similitudine, rezultatele teoretice fiind astfel validate experimentale. Valoarea științifică incontestabilă a tezii este probată și de publicațiile autorului, 25 de lucrări, cum am menționat, inclusiv 3 brevete de invenție, 5 lucrări ca singur autor, 10 publicații în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil, categoria A, și de participarea la seminarii, simpozioane și conferințe din nivel național și internațional. Teza de doctorat aduce contribuții originale importante în domeniul studiului proceselor de separare electromecanică, intensilor, puterilor tehnice și vegetale, dintre care aș evidenția următoarele. Studiul influenței factorilor fizice asupra procesului de filtrare, generalizarea dimensională a datelor experimentale în baza modelului cu un parametru și precizarea lui modelul 2, modelul biparametric. Elaborarea modelului teoretic al procesului de apurare a suspensilor de electrice, de impurități forme de particule de electrice, în baza ipotezei de punere norme, suprafețele, așa cum se numeți, capcane, pentru că ați tradus cuvântul robușul de azi. Da. Sună bine, ce? Ar trebui să fie și o jumătate în practicile, a diminis particule ce are capcane, da? Bun. Elaborarea, deci, teoriei privind la intrarea electrică a mediilor heterogene de particule semiconductoare sau conductoare în modelul nestațional, obținerea deci graficilor și ecuațiilor respective. Valoarea teoretică și practică. Valoarea teoretică la tezii este determinată de elaborarea unei noi teorii privind procesul de separare a partelor în câmpul electric exterior, în baza căreia este conceptul mecanismului descărcării electrice coroană. A fost stabilită ecuația de fază pentru deci concentrația fazei dispersie la ieșirea de separator în funcție de tip. Au fost elaborate două ipoteze referitor la fenomenul de dispariție a procesului de epurare. Prima, de ecranare a câmpului de exterior, adică sarcina electrică a stratului de dispersie depus deci în colectorul de impurități. A doua, de creștere a rezistenței electrice a acestui strat. Ambele ipoteze nu contravin datelor experimentale.
Ca și rezultate de relevanță practică, menționez următoarele. Cercetarea experimentală a procesului de separare electrică în bază, care s-a elaborat cu modelul matematic de calcul ingineresc a separatorului electric de tip corona, generalizarea datelor experimentale prin ecuații adimensionale pentru toate cazurile de particule disperse. Aici, deci, trebuie să menționez deci, un punct pozitiv că au fost cercetate deci, atât particule de electrice, cât și semiconductoare, cât și conductoare de curent electric. Obținerea rezultatelor care pot fi utilizate atât în calculele de proiectare, cât și la confecționarea separatorilor electrici. Implementarea rezultatelor obținute. Fiind după o direcție de cercetare nouă, rezultatele obținute sunt la etapa de cercetare teoretică și experimentală. Dar pot fi deja aplicate deci la calculele de proiectare, cât și la proiectarea și fabricarea separatoarelor electrice. Nu am obiecții principiale asupra tezei, deci teza conține toate elementele necesară pentru o teză de doctorat. Deci este actuală. Autorul aduce contribuția originală, deci în studiu conține noutate și are deci, importanță practică. În concluzie, în legătură cu cele prezentate, mai sus apreciez teza de doctorat a domnului inginer Vasile Leu, intitulat separarea uleiurilor tehnici și vegetale din unități mecanice câmpinite, este valoroasă din punct de vedere științific, cu posibilități de aplicare în sfera tehnologiilor energetice și electrice, aduce importante contribuții originale, pune în evidență reale calități de cercetător, pe deplin format ale doctoratului și mă determină să susțin acordarea domnului inginer Vasile Leu a titlului de doctor în științe tehnice la specialitatea 221.1 Sisteme și tehnologii energetice. Mulțumesc. Domnul recenzent, ia consilierea în dat pe care nu v-ați făcut. Bine, asta a fost deștere, mai trece la următoarea fază, da? Deci până ce? În principiu, dacă au fost obiecții, aveți posibilitatea succint să-i reacționez aceste obiecții într-un dialog în timp real, da? Da, e mai da, deci... Noi le aveți obiecții. Da, iată. Deci obiecțiile sunt de tip de redactare. În textul tezei se întâlnesc unele erori gramaticale, spre exemplu, la pagina 221, în punctul 221, pagina 34 a tezei, aparatul de măsură C96 este impropriu denumit kilowattmetru. Acesta fiind, de fapt, un kilowattmetru. În titlul figurii 2.4, pluralul termenului furtun este scris impropriu furtun, ceea ce ține de domeniul meteorologiei, corect furtunul. KFK2 este colorimetru și nu calorimetru. Și probabil am cap asta. Nu, de da. Ținem cont că trăim într-o lume reală. Deci, voi contrapuneți, acceptați și ce ați făcut. Au fost acceptate, în listă sunt inclus că sunt acceptate și proiectările respective au fost bine. Acceptate. Vă mulțumim. Deci eu propun să-i acordăm posibilitatea de expunere domnul profesor Golovanov, dar cu o mică precizare, dacă se poate, deci să nu ne repetăm deja cu acele bunuri pe care au fost expuse de partea domnului profesor Sace. Dacă nu aveți nimic împotrivă, dar dacă doriți, o puteți citi totul din scoarță în scoarță. Domnul profesor Sacin, ca și domnul Leu, au prezentat lucrarea și când aș ruga pe domnul președinte, sunt de apoi să prezint la concluzii.
împreună cu membrii Consiliului. Așteptăm? Deci, da. Deci, în primul rând, problema aceasta a separării electrice este o problemă mai veche. Încă de la începutului, oamenii au încercat să folosească termenele electrice pentru separarea materialelor. Da. S-a început cu separarea în aer, care e cea mai simplă, într-un mediu gazos. Și sunt niște aplicații extrem de importante legate de, filtre electrostatice, care funcționează și sunt din ce în ce mai bune. Da? De asemenea, în industrie avem multe sisteme de separare. Gândiți-vă la separarea în industria uleiului, separarea cojii de sămânță. Deci dacă sămânța se sparge, coaja se separă de sămânță. Deci există multe asemenea. Eu am citit cu mare plăcere teza domnului Veu, pentru că se referă la separarea în cazul unor fluide, în cazul unor lichide, care e o problemă mai complicată. Deși teoretic e același lucru, e alt fluid. Da? Deci, ca și la aer, ca și aici, am rămas odată cu impresia că între factorii pe care dânsul i-a prezentat aici, lipsește unul care e foarte important, și anume abilitatea cercetătorului de a găsi o configurație optimă. Acela e cel mai important lucru, să găsești acea configurație în care fenomenul se devine optim. Deci, cred că în acest sens trebuie să apreciem încercările pe care colegul nostru le-a făcut, ca să găsească acea configurație care să-i asigure, acea configurație care asigure și eficiența maximă și să deci, mai făcut ceva, a mai încercat să găsească și o formă optimă a tensiunii aplicate încât să obțină o creștere a eficienței sistemului. Deci, în acest sens, cred că este important, iar rezultatele pe care le-a obținut și curbele pe care le-a prezentat și mai ales curbele, să zicem, o formă teoretică, o formă analitică prezentate, reprezintă, într-adevăr, o chestiune foarte utilă pentru viitor. Aș vrea să spun că separarea materialelor din lichide s-a făcut și până acum. Deci, noi și acum separăm particulele din ulei sau particulele din de ce, uleiurile industriale, separăm, însă mecanic. Dar există sisteme mecanice de separare. În momentul în care dorim o creștere a calității, va trebui să apelăm neapărat la alte sisteme, dintre care cel propus de domnul Vasile Leu. Am remarcat, de asemenea, faptul că a prezentat câteva aplicații practice, sisteme practice de aplicație și care au permis stabilirea unor configurații, unor structuri clasice și practice pentru determinarea, pentru creșterea eficienței. Da? Diagramele pe care le-a prezentat, diagramele, mai ales diagramele generalizate, reprezintă de asemenea un lucru extrem de util din punct de vedere practic. Da? A prezentat de asemenea, a studiat în mare măsură și factorii care influențează aceste fenomene și aș spune că mi-a plăcut și faptul că a prezentat și modul practic în care putem să determinăm eficiența procesului de filtrare. Deci, în acest sens, aș spune că teza de doctorat mi-a plăcut. Sigur că sunt mici scăpări de dactilografie de asta, dar nu, am trecut peste ele, nu m-au interesat, pentru că, într-adevăr, conținutul merită să fie citit și aplicat mai târziu. Da? Deci, în concluzie, aș spune că pe baza celor prezentate, apreciez că teza de doctorat domnului Vasile Deu, doctorată separarea uleiurilor tehnice și vegetale din impurități mecanice, prezintă un nivel științific ridicat, la nivelul exigențelor unei teze de doctorat, prezintă ample posibilități de aplicare practică în diferite domenii de industrie și include o amplă activitate de cercetare teoretică, dar mai ales experimentală, aduce importante contribuții originale, pune în evidență reale calități de cercetător. Având în vedere actualitatea temei, modul de abordare modern și din alt nivel științific, validarea datelor teoretice, concluziile practice propuse, apreciez că lucrarea întâlnește calitățile unei teze de doctorat.
și în consecință propun acordarea titlului doctor în științe tehnice la specialitatea 221.01 Sisteme și Tehnologie Energetice, domnului Vasile Leu, domnul inginer Vasile Leu. Vă mulțumim, am înțeles că l-ați lăsat fără răspunsuri pe domnul competitor. Cred că el se bucure, dar noi, de asemenea, vă susținem că în orice ocaz poate de îmbunătăți în ceva. Bine, deci, conform regulamentului, avem posibilitatea ca cei prezenți, cu excluderea la această fază a membrilor Consiliului Științific Specializat, să-și expună părerile privind valoarea științifică, valoarea aplicativă a celor prezenți în sală. Deci, vă propunem ca acest să avem o discuție interactivă, un dialog privind acele semne ale lucrării pe care ne le-a expus domnul Vasile Leu și care prezintă interes nu numai teoretic, dar și aplicativ. Deci, vă rog, cei care sunt prezenți, deci pot manifesta interesul față de rezultatele acestei lucrări. Cu ce să vă strâng? Eto, sredo și etap, vădăm ca un lucru. Da. Сейчас наши гости, они согласны. Да? Да, то профессор. Мне făcut o mare plăcere această teză de doctorat și ca cercetător puțin în alt domeniu, interacțiunea radiației sau a laserului cu particule, pentru mine prezintă interes, deoarece noi cercetăm doar particule transparente cu indicele de refracție destul de înalt și le, să zicem noi, noi nu zicem, noi le captăm într-un fel în câmpul ăsta laser și le mișcăm în biologie. Ar fi interesant, deci transferul acestor modele, să zicem, pentru țesutul viu, pentru țesutul celular. Aici este necesar de a lua în considerație atât dimensiunile particulelor, cât și frecvențele care sunt utilizate. Deci eu aș vrea așa un tip de colaborare și un tip de export, să zicem, din uleiurile utilizate spre celuladie. Da, spre celuladie. Vă mulțumesc. Bine, da, este o vedere destul de nouă pentru tehnicieni, pentru că noi operăm mai mult cu substanțe care am spune că sunt din domeniul materiei, deci care am spune că e materie moartă la moment. Bine, cine mai dorește din prezenț? Doamne președinte, spune de ce de Psova aici. De Psova, da. Lucrarea a dat apreciere bine conducătorul științific, a dat bine domnul Golovanov, domnul Sajan și eu gândesc că noi care am dat și noi am dat și noi propunerile care de la instituție, asta e suficient, domnul președinte, ca domnul Leu, într-adevăr, știindu-l ca personalitate, știindu-l ca lucrător care lucrează în sistemul acesta și are atribuții la ceea ce dumnealui a prezentat în lucrare, adică s-a întâlnit în lucru, eu să pot că el poate să fie apreciat ceea ce a spus și domnul conducător, domnul Cădincean, și tot ceea ce a spus domnul Golovanu și Sajan. Vă mulțumim, domnul Cernăi, de aprecierea dumneavoastră și de dorință de care le-ați expus pentru aplicare practică. Domn Cernica, da. Nu doreți? Spuneți că eu vă știu că scris foarte multe formule de aplicare și unde... Păi nu vă spunem ca profesor, vă rugăm că vă spunem ca cercetător. Eu, într-adevăr, cunosc lucrarea lui domnul cercetător din mai mult timp și mi-a lăsat o impresie destul de bună. Deci atât aparatul matematic este folosit la un nivel înalt, deci instrumentele matematice sunt folosit la un nivel înalt. Cred că mi-a plăcut totodată și modelul fizic al procesului separare.
Deci, toate acestea vorbesc pe aceea că, într-adevăr, dumneavoastră este un specialist bun, așa, care, într-adevăr, merită să se acorde titlul de doctor în știință. Vă mulțumim frumos pentru apreciere. Deci, mai sunt doritori? Nu. Vă mulțumim. Deci, atunci, trecem la următoarea fază, etapă, conform regulamentului. Fiecare membru al Consiliului Științific, le-aș spune că este obligat să-și expună viziunea sa personală ce se referă la rezultatele prezentate de autorul lor, cât și la singur autor. Pentru că astfel noi vom încerca să apreciem numai rezultatul, dar și pe cel care a obținut rezultatul. Eu aș propune astfel, dar ca să mergem puțin, nu după soare, dar contra soarelui, dar după acele ceasuri. Aș spune că domnul profesor Arion să fie primul care va da nivelul expunerii pentru toți membrii. Și președintele va încheia. Președintele va încheia. Păi, nicăieri n-ai lume spre dumneavoastră, da? Stimați doamne, stimați domne, am avut chiar mare plăcere astăzi și astăzi, în a doua oară, să particip la discuțiile respective consacrate temei tezei competitorului nostru. Vreau să le spun că un an în urmă, undeva ceva de felul ăsta, a avut loc seminarul științific. Timpul a trecut foarte repede, am impresia că asta a avut loc, dacă nu ieri, alaltă ieri, unde multe ori, câteva ori la rând, tot am discutat în detalii această lucrare. Este o lucrare foarte interesantă, îndeoseb sub aspectul rezultatului practic, dar desigur este o lucrare care aduce, vine și cu partea teoretică, din cele prezentate de competitori și de domnii referenți, sunt clare elementele ce țin de rezultatul teoretic și cel practic. Vine într-un domeniu de mare actualitate, spuneam, sesizat de toată lumea, prezentă aici. Lucrarea lasă o impresie foarte bună, competitorul lasă o impresie foarte bună. Eu găsesc că această teză corespunde într-o totul cerințelor existente în țară în domeniul tezilor de doctor și respectiv competitorul nostru, domnul Leo Vasile, ar merita într-o totul oferirea titlului științific de doctor în științe la specialitatea 2101 sisteme energetice, sisteme și tehnologii energetice. Cam asta e în linii mari, ceea ce am vrut să spun. Încă o dată, e o lucrare de bună calitate, o lucrare în care, desigur, întotdeauna poți găsi ceva, da? Poți găsi ceva, fie spus, niște măruntaie de ordine tehnic, dar ea e scrisă într-o limbă bună. Da? Am avut ocazia de câteva ori chiar să citesc. Mai multe variante. Să citesc această lucrare, să trec prin ea, prin această lucrare. Păi, impresie foarte bună. Deci, concluzia finală este că lucrarea, într-o totul, corespunde cerințelor. Au fost abordate probleme ce țin de curățarea uleiului tehnic și uleiului de uz alimentar. Cred că nu voi greși
dacă voi spune, că aici poate fi, pot fi atașate și uleiul de uz estetic și uz medical. În ultimul timp, în Republica Moldova, volumele de aceste uleiuri cresc pronunțat. Eu v-aș aduce numai o cifră, mai mult de 1000 de hectare de pământ sunt ocupate de lavandă. Deci, în cazul de față, s-ar putea utiliza culturile tehnice, lavanda, savia, trandafirul, dovleacul, da? Și dacă vom ține seama că un hectar de lavanda aduce același profit ca 20 hectare de cereale, de aceea, în ultimul timp, și cresc pronunțat suprafețele ocupate de aceste culturi tehnice. În legătură cu aceasta, pot să afirm cercetările realizate în lucrare sunt de actualitate pronunțată. Rezultatele teoretice și aplicative prezentate de domnul Leu permit persoanelor cointeresate ca să proiecteze și să confecționeze aceste filtri electrici pentru a rezolva problemele de cine stătător sau prin consultațiile respective. Lucrarea este redactată într-un limbaj academic. Lucrarea îndeplinește toate cerințele înaintate de Anna Cech față de tezele de doctor și consider că, și nu numai consider, așa și este, că concluziile prezentate în lucrare au fost validate la diverse conferințe unde domnul Vasile Leu a prezentat aceste lucrări și de aceea consider că dumnealui întotdeauna corespunde ca să fie acordat titlul științific, doctor în științe tehnice în domeniul respectiv. Mulțumesc de atenție. Mulțumesc, domn profesor. Propun să-și expună viziunea domnul director Institutului de Energetică și concomitentul învețete și în funcție de secretar al Consiliului Științific Specializat. Stimați, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați oaspeți, este bine când începi primul pentru că ai oportunitate să te exprimi la asupra la toate calitățile tezii și îți spun din ce merge mai la coadă, toți îngustează cu cuvintele care... Funcția exponențială. Da, deci, domnul ne-a arătat în ce eu sunt cu totul de acord cu mențiunile făcute atât de referenți oficiali cât și de vorbitorii anti. Într-adevăr, teza este la un nivel calitativ înalt, conține toate aspectele teoretice și practice conformitate cu cerințele Anna Cech. Eu cunosc pe domnul Leu ca persoană de mult timp și lucrările care le-a făcut pe această parcurs acest timp, deci sunt de calitate și mie nu-mi rămâne numai decât să mă subscriu la tot ce a menționat anterior colegii, deci satisfacem cu totul cerințele la specialitatea 2.1.0.1 sisteme și tehnologie energetice. Deci sunt convins că ea merită să îi se acorde, deci competitorul merită să îi se acorde titlul științific de doctor tehnic la această specialitate. Mulțumim, domnul Terșo. Dar Mihal, prosim, viscăză-ți-a. Faci cerior. Вам мулțumesc frumos, уважаемые члены Совета, уважаемые присутствующие, глубоко уважаемый руководитель. Доклад Василия Ивановича сегодня меня вернул в те исторические страницы прошлого, когда становилось это направление. И когда Мирча Кириллович по одобрению отделение физико-технических проблем энергетики Академии наук СССР докладывал об этой работе, и она вошла в список основных направлений деятельности Академии наук СССР. И приехав сюда, так сказать, вернувшись после аспирантуры сюда, он создал лабораторию
Он создал пол института своими, так сказать, идеями. Я имею в виду не весь институт, потому что надо другим было оставить что-то тоже. Вот таковы воспоминания, такова платформа начала этих работ. Конечно, много сделано сотрудниками лаборатории. Это направление стало международным, и оно не только актуально по своему направлению, по своей тематике, оно востребовано жизнью. Так вот, Василий Иванович приложил здесь свою руку и свои, так сказать, знания, свои способности к развитию и продолжению этой тематики, этого направления. И сегодня мы свидетели тех результатов, которые он получил. Мы свидетели того тщательного подхода к анализу и обоснованию технических решений. И эта работа имеет большую перспективу, большие шансы на выход в практику, особенно в нынешних условиях, когда дефицит во всем. Особенно, так сказать, мы должны заботиться о регенерации масел, мы должны думать о том, как многократно использовать наши ресурсы и так далее, и так далее. Работа Василия Ивановича отличается тем, что лично он стал и энергетиком, он стал электрофизиком, и он стал теплотехником. То есть вот эта работа выполнена на стыке вот этих основных направлений. Я не говорю уже о том, что математика, конечно, так сказать, основа всех наших исследований и моделей, моделирования. Поэтому нет сомнений в том, что работа актуальна. Им разработаны математические модели и подходы к разработке и проектированию оптимальных электрофильтров и установок по очистке сепарации масел. Они могут лечь в основу заинтересованных коммерческих структур, о чем бы я хотел бы сделать такое предложение, Василий Иванович, не останавливайтесь на этом месте, Дмитрий Кириллович. Создавайте коммерческую структуру, которая будет использовать ваш результат. Во главе с вами, конечно. Да. Создавайте, не теряйте времени. Продолжение научных исследований в этой области. Теперь что касается практической значимости, сомнений нет. Относительно самого, так сказать, соискателя. Он длительное время работает, он эту работу выстрадал. Она многократно выверена на семинарах, на конференциях, в публикациях. Конечно же, Мирча Кириллович со своей, так сказать, принципиальной, так сказать, такой хваткой и подходом, конечно, с Василием Ивановичем сделал то, что он намеревался сделать. Он стал настоящим сегодня специалистом, исследователем в этой области. Василий Иванович, вы живы-здоровы, слава Богу, вам успехов. Да нет. Я лично буду голосовать за присвоение вам ученой степени кандидата технических доктора физической техники по специальности энергетические системы и технологии. Спасибо, Виталий Михайлович. Am stat deja aproape o oră și 40 de minute, atât este util să mai Înainte să dau ceva ce și domnul Strătanu, mai apare cu mai încă o direcție de utilizare acestei producerea biodieselului de uleiuri vegetale. Rapița avea puțin mai multe hectare decât slăbagă. Slăbagă e mai scumpă decât rapița. Cum se trece la lucrare. E foarte greu să mai adaug și eu la ce s-a spus până acum, însă, și pot să spun, mi-a făcut o mare plăcere, trebuie să citesc lucrarea. Nu ca toate lucrările care s-au făcut sub conducerea lui Mircea Kirilovici, e la un nivel, o să spun că înalt, e puțin. Atât funcționalitatea experimentelor, nivelul înalt de
matematică, prelucrarea datelor. Toate astea fac o plăcere să citești, să faci cunoștință cu așa lucrare. Și de mult s-a menționat și limba care a fost exprimată. Dintr-o parte e limba tehnică, din altă parte e așa o limbă plăcută și literară. Atât a lucrării, cât și a expunerii lucrării de către domnul Leu. Nu, ce pot să mai adaug eu la ce s-a spus în greu? Clar că eu sunt de acord cu expunerea precedente și o să votez pentru acordarea titlului de doctor în știință, domnul, pentru că el merită asta pe deplin. Mulțumesc, domnul profesor, domnul Petrovici, Grosu, sunteți cel mai inițiat în această lucrare. Eu vă urmăresc la biserică. Da. Nu, eu vă urmăresc la biserică, vreau să spun să votez. Da, eu aș vrea să spun în primul rând că domnul Petrovici a făcut un discurs foarte amplu și aprofundat în ce privește conținutul lucrării. Avem de-a face cu lucrare, except în acel sens că toate componentele unii cercetări științifice persistă în această lucrare. Într-adevăr, avem formularea problemei, avem soluționarea pe cale experimentală, soluționarea pe cale teoretică, confruntarea experimentului și teoriei, avem generalizări și recomandări. Deci, toate aceste elemente există multe. Este greu de adăugat și ceva la ceea ce s-a spus până acum, dar eu mă lipesc un pic tot cu cele spuse. Până acum, am privința susținerii de astăzi de către domnul meu și de asemenea sunt pentru aceea susțin acordarea domnului meu și vom comunica cu lucrarea cercuții gradul sau titlul de multe științe tehnice la specialitatea 021. Îi doresc în modul parte cu sănătate și succes. Vă mulțumim pentru apreciere. Luați loc, deja, da? Deci eu, ultimul din echipa Consiliului Științific, conform recomandărilor, sunt obligați de lucrurile. S-a vorbit de mult, despre mult, noi orizonturi, domenii, cu posibilitate de aplicare a rezultatelor. Deci fizica, tehnica, ingineria, sunt doi piloni a progresului. Auzim astăzi adesea de multe ori, securitatea. Inclusiv, dacă ne referim la ce am auzit astăzi, este vorba de securitate energetică, securitatea alimentară. Și vedeți, aici găsim ceea ce este comun. Una, aș spune că întrebarea și securitatea alimentară și securitatea vitală, aș spune, pentru că de la alimentare de bine, este mult condiționată de cât e de curat ori calitativ componenta ulei. Pentru energetică, impuritățile în ulei pot aduce la o ulei transformatoarelor, altor echipamente de tensiune înaltă, pot aduce la niște coeficiențe grave. Și deci, eu aș vedea, din punct de vedere ca utilizarea acestor rezultate, elaborarea, proiectarea unei instalații mobile de curățire de diferite impurități condiționate, descărcări parțiale în uleiuri, în regim de fără a demonta transformatorul. Deci asta ar fi deci, o aplicație care o poate interesa în primul rând pe moldul electrică, chiar și rețelele de distribuție energiei electrice.
Asta e partea aplicativă. Despre partea teoretică deja s-a vorbit, s-a apreciat și toți membrii Consiliului Științific, au dat o altă apreciere. Din punct de vedere că acelui care a făcut această lucrare, domnul Leu și-a confirmat nivelul de calificare, pentru că am avut mai multe contacte și a spune încă un moment care consider că vorbește despre calitatea lucrării. Deci asta nu mai este aprecierea dată din partea specialiștilor din domeniul energetic. Sunt specialiști din domeniul fizic, dar sunt specialiști care sunt din domeniul agriculturii, industriei alimentare. Deci asta vorbește despre o arie largă de implementare. Eu îl felicit pe domnul Leu cu finalizarea și susținerea foarte și foarte bună a rezultatelor lucrărilor și am toată speranța că membrii Consiliului Științific vor avea o atitudine de susținere pentru conferirea titlului de doctor în științe de conștiință. Tot s-au expus, conform regulamentului, vă rog pe toți cei care sunt prezenți în țară cu puțină răbdare, conform regulamentului, membrii Consiliului Științific sunt obligați să treacă într-o încăpere separată pentru a-și expune părerilor, care peste câteva minute vom expune final care este rezultatul acestui susținut. Stimați membri, numai membrii Consiliului, vă rog să trecem în direcția Institutului și ne facem câteva minute de obligați de semnătură. Să ieșiți afară, vă dați un toți membrii Consiliului pe loc, da? Deci, stimați membrii Consiliului, onorați asistenți la această ședință a Consiliului, conform regulamentului a fost ședința deschisă a membrilor Consiliului Științei. În baza ceea ce s-a audiat, s-a discutat, a fost efectuat votul despre susținerea sau respingerea tezei. Deci votul a fost unanim că ce a fost prezentat și teza corespunde cerințelor, spunem CNA, acum spunem ANACEC, ce se referă la tezele de doctorat sau procedura de susținere. S-a constatat că teza pregătită de domnul Leu corespunde totalmente cerințelor ANACEC și toți membrii Consiliului au votat pro pentru conferirea gradului, titlului științific de doctor în știință domnului întrebări sunt. Deci, secretarul științific îl prezintă noțiune de că hotărâre a proiectului ședinței Consiliului Științific. Deci, această principiul proiectului ăsta este, dacă nu avem nevoie probleme, eu propun ca prin vot deschis să votăm acest proiect a hotărârii în care și persistă recomandarea ca ANACEC să aprobe rezultatele susținere și să confere gradul de doctor în științe. Cine votează? Membrii Consiliului. Cine e pentru proiectul de hotărâre? Și avem încă două puncte, în care unul, asta să-i prezentăm posibilitatea să-și pune câteva cuvinte, dar scurte, domnului Leu. Deci suntem la aproape la linie de finish. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc, în primul rând, judecătorului domnului academician, tuturor
celor care au fost alături în procesul de cercetare nemijlocit în cadrul laboratorului și, desigur, la toți cei prezenți aici, pentru timpul care dumneavoastră l-ați acordat și fiind aici alături de mine. Deci, vă mulțumesc mult și să vi se întoarcă timpul în 10. Mulțumim. Deci, conform, iarăși, prevederilor, eu, ca președintele Consiliului, sunt obligat să anunț ședința Consiliului va fi închisă. Dar, până atunci, îmi permiteți să mulțumesc colegilor noștri de la Institutul Dezvoltării Societății Informaționale, care ne-au oferit o mare favor, fiindcă ne-au dat posibilitatea ca această ședință a Consiliului să fie transmisă direct în rețea. Deci, nu credeți că asta e ceva, o filmare pentru familie. Asta, deci, deja e în rețeaua publică și îi mulțumesc atât persoanei care s-au ocupat cu această chestie personal, dar și domnul director, dr. Igor Cojocar, fiindcă suntem instituții care colaborăm și permanent avem și susținere. Într-o parte și noi încercăm să-i susținem pe dumneavoastră. În acest context, mulțumesc încă o dată la toți cei prezenți și susțin pe domnul Leu, că el și-a expus că vă mulțumește pentru că ați acordat timp și sper că noi am obținut și unele noi cunoștințe, fiindcă aceasta este sensul oricărui întruniri științifice. Nu numai schimbul de opinii, dar și obținerea unei noi cunoștințe care ne poate fi un punct de sprijin spre o mișcare înainte pe terenul cunoașterii. Vă mulțumim încă o dată și anunț închisă ședința Consiliului Specializat. Felicitări!